spectatori și bine v-am găsit în anul 2014, la mulți ani cu această ocazie, o primă emisiune. Iată noul birou al domnului director Lucian Șandru de la Compania de Salubritate Câmpia Turzii. Vă vizităm, domnule Șandru, pentru a afla ce noutăți mai sunt de la 2013 la 2014 în activitatea noastră. Dar mai întâi aș vrea să, pentru că nu toți telespectatorii vă cunosc foarte bine, să vă faceți o scurtă prezentare. Prezentarea mea, liceul am făcut la Cluj-Napoca, liceul feroviar, după care am lucrat o perioadă scurtă la depoul de locomotive Cluj. Ulterior, am fost administratorul cantinei ceramist, în anul 94, am administrat pe o perioadă de 2 ani de zile cantina și magazinul de la fabrica Arieșul, Cercon Arieșul, după care am fost plecat o perioadă de 10 ani în Spania. Între timp am terminat și studiile de economist și în anul 2008 m-am ocupat de lucrări, construcții în privat. Deci utilaje, reparații și mai departe. Din anul 2012 am ocupat funcția de, din 27 iulie, funcția de director la Compania de Salubritate, anterior Selecias Câmpia, Selecias S.A. Familia, sunteți căsătorit? Da, sunt căsătorit, am o fiică 16 ani. Nevastă mea, în continuare, se ocupă de firma de utilaje, construcții. Haideți să vedem cum a fost activitatea dumneavoastră de la preluarea funcției după alegerile din 2012, dacă nu mă înșel, și până în prezent. Da, deci după alegerile din 2012, unde s-a schimbat toată conducerea și, știu eu, administrația orașului, a fost numit la conducerea companiei Selecias pe vremea respectivă și am început prin a identifica cam problemele majore cu care se confrunta societatea la momentul respectiv. Am considerat necesar, după o evaluare, am considerat necesar că era nevoie ca parcul auto să fie revizionat și făcut o reparație, știu eu, majoră la absolut toate utilajele și camioanele care le aveam la momentul respectiv, plus am identificat și am încercat să vedem ce capacități noi de producție am avea nevoie. În paralel, problema cu stația de sortare, care la momentul respectiv era închisă, am redeschis-o, am început să facem curățenie și am început să facem producție din deșeuri reciclabile. În ideea mea era una dintre sursele de venit, pentru că la data când eu am venit la conducerea companiei, veniturile companiei s-au redus drastic din cauza închiderii rampei și a nu imposibilității de a mai depune deșeuri menajere, care era una dintre sursele majore de venit a societății. Să spunem telespectatorilor noștri că Compania de Salubritate, înainte de venirea noastră, accepta și controlul sume de bani deșeuri menajere din mai multe orașe, cel puțin din Transilvania. Ceea ce era și bine și rău. Acum această activitate a încetat cu totul, iar principalele venituri sunt, așa cum spuneați, din valorificarea materialelor refolosibile. Dacă ne puteți da și niște cifre pentru a vedea cum a fost înainte și cum este acum. Principale venituri, deci diferența de venituri, practic, pentru că societatea noastră are venituri din colectare, depozitare, transport, gunoi menajer de la populație, societăți comerciale. Ei, când am venit la conducere o mare sumă de bani, aproximativ 100.000 lei pe lună, erau venituri din depozitare. Și, practic, erau mai multe contracte în vigoare până la data de iulie 2012, prin care se depozita la Câmpia Turzii mai multe societăți comerciale, primării din zona sau din zona Mureș, Alba, aduceau la noi. Ei, în momentul când
categoric s-a închis rampa, a fost nevoie de a găsi alte soluții, alte venituri de a putea funcționa societatea în continuare. Și atunci noi, e clar, ne-am orientat în primul rând spre alte zone de a colecta. Un exemplu ar fi Luna cu satele Lunca-Ligorești. Am intrat într-o licitație, aveam Comuna Vișoara și satul Urca cu niște costuri enorme, pentru că oamenii nu aveau dotări cu pubele și atunci se distribuiau saci menajeri gratuit din partea societății, un cost enorm, ca ulterior să putem colecta sacii respectivi. Am intrat la o licitație unde am câștigat-o și au fost dotați cu pubele, europubele, toți locuitorii. Așa s-a eliminat cheltuiala cu sacii. Și ulterior am încercat să identificăm noi soluții de venituri, care una dintre ele a fost și un venit destul de consistent, a fost redeschirea stației sortare, în care m-aș putea să vă dau câteva cifre. În anul 2012, în semestrul întâi, venituri din deșeuri au fost 67.000 de lei 689. În semestrul al doilea, acelui an, deci referitor, ne referim din luna iunie până luna decembrie, din luna iulie 27 am fost eu director, 166.000 632, deci aproximativ 2.235.236.000 de lei venituri din deșeuri reciclabile pe tot anul. Pot să vă spun că în anul 2013 veniturile din deșeuri reciclabile au fost 484.427. Deci, practic s-au dublat în anul 2013. S-au dublat de la venirea mea pe un semestru, iar în anul 2013 s-au dublat pe tot anul veniturile din deșeuri reciclabile. După care v-ați putut permite chiar să vă mutați sediu, să încropiți un sediu nou, de fapt nu să încropiți, să vă arată chiar foarte bine. Da, deci problema cu sediu a fost, chiar de când am venit, compania era împărțită în trei puncte de lucru. Și am considerat că nu era normal treaba asta. Deci aveam punctul de lucru de la stația de sortare, de la rampă efectiv, unde lucrau aproximativ 15 persoane. Era partea de birouri, care era zona blocuri, știți, noastră zona Griviței. Și era o parte de ateliere de producție, cu tot ce însemna personalul de transport, mecanici, măturători, stradași, tot absolut efectiv, producția companiei, care era undeva situată în strada parcului, actualmente Piața Unirii. Atunci am considerat că e nevoie de a unifica cumva toate aceste spații ca să fie unul singur, dar în colaborare cu primăria, cu domnul primar, cu administrația, am pus sau am gândit un sistem prin care am zis trebuie să unificăm. Am avut o discuție deschisă cu dumnealor, prin care eu am explicat necesităților și am fost sprijinit ca să începem renovarea spațiului și a construi spațiul birouri și spațiul de producție în strada parcului. Acum sunt toate la un loc și într-un sediu model am văzut că aveți chiar utilități pentru 2014. Pentru angajații noastre pot să facă un duș, pot să se spele în condiții moderne. Da, era și normal la nivelul anului 2014 ca să oferim condițiile anului respectiv. Deci să nu mergem banii, să cheltuie oricum. Un lucru bine făcut sau mai puțin bine făcut, cheltuiele la fel. Și atunci am considerat că era nevoie să facem un lucru bine făcut. Cum stați cu dotările? Știu eu în mașini, în ce aveți nevoie, sunt acoperite toate nevoile societății sau mai aveți nevoie de unele investiții? Da, cumva,
cum v-am explicat și de la venirea noastră, am intrat la licitație, am câștigat licitația pentru Comuna Luna, Luncan Ligorești. Actualmente avem atribuit prin contract Comuna Ploscoș cu cele patru sate a ei. Am considerat că avem nevoie de un compactor nou, care a fost achiziționat de la data când am venit. Suntem în curs de achiziție unui transcontainer și la momentul de față vă spune că avem un parc pentru a asigura încă 10-15 mii de persoane a dat serviciu fără nici cea mai mică problemă. Adică, știu eu, orice provocare ne-ar veni nouă acum pentru a da serviciu la, știu eu, o comună cum ar fi Ceanul Mare, Triteni sau și mai departe, putem să facem față fără nicio problemă. Nu vă spun faptul că în paralel cu construirea sediului și renovarea sediului nou, pe anul 2013 noi am adus o îmbunătățire majoră a parcului auto, în sensul că a fost revizionate și menținute în funcțiune absolut toate camioanele, toate utilajele care noi le avem la dispoziție. S-au făcut investiții majore în anvelope. În anul 2014 am cumpărat 24 de anvelope noi, care e un efort financiar deosebit. În anul 2013 s-au vopsit și remediat anumite probleme de la compactoarele mașinilor, aproximativ toate. Deci tot ce a fost compactor s-au vopsit, s-au renovat, s-au înlocuit table. Un menajer are foarte mult substanță corozivă. Deci, oricum ai folosi utilajele astea după câțiva ani de zile, efectiv tabla se corodează. Și atunci a fost nevoie să înlocuim două podele de la compactor complet, s-a înlocuit tabla complet, plus, cum vă spuneam, vopseau, mai dat rugina, s-a remediat și s-a vopsit din nou unitățile de compactare. Dacă nu înșală la memoria, într-o conferință de presă la care ați participat și noastră la primăria Câmpia Turzii, vorbeați de o bună colaborare inclusiv cu unitatea militară de la Luna, de la Câmpia Turzii, practic. Sau sperați dumneavoastră că ați putea chiar încheia un contract cu ei, nu? Da, pe anul 2013 am avut încheiat contract din prima lună. În continuare, contractul este renovat pentru anul 2014, deci unitatea militară de la Câmpia Turzii, unitatea militară de aviație, și este, deci noi o deservim sub contract și colaborarea este foarte bună. Avem multe alte societăți comerciale cu care noi colaborăm foarte bine. Scania, aș putea să amintesc, ferma de la Gligorești, ferma de păsări, care au intrat societăți noi. Și sunt gata să prindeți și pe alții, dacă... Da, ideea noastră e că am vrea să fim în zonă sau cumva să ne stabilizăm în zonă ca și pentru colectare, transport și selecție pe toată zona noastră, acțiune, deci de la Turda în jos, cam tot ce ar însemna sate și comuni, am intenționat să dăm noi serviciu. Asta ar însemna că să creștem cu deservirea unor 50-55.000 de persoane. Actualmente deservim cam 35.000. Care este politica de personal? De când ați venit, ați reușit să mai faceți ceva angajat pentru că orașul acesta de acest lucru duce lipsă? Sau mai aveți în plan să vă măriți activitatea și prin... Politica de personal, foarte clar. În primul rând, că am redeschis stația sortare, unde acolo am avut nevoie de cam 12 persoane noi angajate. În sistemul colectării, la fel, a intrat două persoane noi pentru colectarea banilor de la populație. Și noi avem un sistem facturare și un sistem de încasator de teren care merg pe teren și încasează sumele de bani date de companiei din această cauză și avem un grad destul de ridicat de colectare de la populație. Să ne întoarcem puțin la una dintre cele mai moderne activități pe care le desfășurați, cea de colectare selectivă a gunoiului menajer.
Mă gândesc că peste tot unde se implementează un astfel de serviciu apar complicații, apar probleme. Dacă aveți și noastră așa ceva, vă loviți în viața de zi cu zi de, știu eu, indisciplina populației. Da, deci colectarea selectivă la Câmpia Turzii a fost un sistem care a fost implementat înainte de venirea mea la conducerea societății. Este un sistem în parteneriat cu Ecorom România. Din spusele dânșilor, funcționează foarte bine la Câmpia Turzii, dar eu am rezervă și spun că ar putea să funcționeze și mai bine. Încă mentalitatea cetățenilor din Câmpia Turzii lasă un pic de dorit, în sensul că nu se colectează selectiv. Așa, o bună parte din materialele reciclabile ajung în gunoiul menajer, care ulterior este foarte greu de a mai fi reciclate. Deci cam asta e problema. Dar am observat o anumită creștere și sperăm că prin campaniile care noi le-am făcut prin școli, o să devenim un oraș care poate să-și permită sau care va recicla foarte mult în viitor. Deci toate cifrele, toți indicatorii din Comunitatea Europeană spune că noi trebuie să ajungem undeva la 50% reciclabili. Noi suntem undeva la 18-20%, până la 50% avem foarte, foarte mult. Ce se va întâmpla dacă nu ne mentalizăm că trebuie să reciclăm, să colectăm selectiv, automat costurile vor crește. Pentru că noile reglementări cu administrația de mediu spun că orice tonă depozitată va crește progresiv. În anul 2015 o să fie undeva la nivelul de 50 de lei adițional față de toate costurile știu eu, care sunt astăzi, crește cu încă 50 lei pe tonă, deci vă dați seama, va crește semnificativ și în următorii 3 ani de zile ar urma să ajungă la 120 de lei pe tonă, ceea ce înseamnă enorm de mult dacă facem referire că o tonă de depozitare, depozitată astăzi, costă undeva la 25 de lei la rampa provizorie care este patarât. Dacă mai adăugăm încă 50 de lei la momentul de față, vă dați seama, va trebui să depozităm 0. Altfel este imposibil. Ori cresc taxele la populație, ori soluția de a vinde produse reciclabile, vinde reciclabile și a face venituri din reciclabile. Deci, în moment este obligatoriu acest procent de peste 50%. Practic, în tratatele cu Comunitatea Europeană, în anul 2020, ar trebui să fim undeva la 50%. Deci anul 2020. În momentul în care, probabil, dacă nu se va întâmpla așa, vor autoritățile locale ar putea implementa și un sistem coercitiv de acordare de amenzi celor care încalcă această legislație și asta va veni în ajutor, practic. Da, de multe, ori, dincolo, de multe ori noi ne-am plâns pentru că nu avem un sistem coercitiv, inclusiv pentru colectare, pentru declararea numărului de persoane. La nivel de Câmpia Turzii, știu eu, avem un număr de 14.600 persoane care plătesc salubritatea. Mie mi se pare un număr relativ mic față de populația actuală a orașului. Am luat o serie de măsuri de a identifica clădiri, număr de persoane și mai departe. Suntem în fază de derulare a acestui proiect, după care vom veni cu propuneri spre Consiliul Local a venit în ce măsură am putea să găsim o măsură coercitivă, o soluție coercitivă împreună cu municipalitatea de a încasa serviciul de salubritate la toată populația. Și la Turda să știți că există din mai multă vreme un astfel de oasă de hotărâre de Consiliul Local, doar că ea nu se prea aplică și la Turda văd în drumurile noastre prin oraș, cum oamenii aruncă gunoiul temir pe unde, iar poliția locală nu face față acordării de amenzi, exact așa cum zice hotărârea de Consiliu Local. Așa că și la noastră, după ce se dă o astfel de hotărâre de Consiliu Local, eventual cu cei de la evidența populației, să faceți
ca lucrurile să iei pe făgașul normal, pentru că se aduc pagube nu doar dumneavoastră, ci comunității în general, pentru că acei oameni tot aruncă undeva cu noi. Da, categoric. Eu vă spun că am făcut foarte multe campanii, unele mediatizate, altele nemediatizate, prin care am ieșit la curățenie, am încercat toate împrejurimile orașului să le ținem curate, să facem curățenie chiar, fără să mai spunem la nimeni absolut nimic, unde am găsit un focar sau unde am văzut că lumea era obișnuită ca să arunce, am încercat să facem curățenie total și acolo să punem totuși oamenii ai noștri care să supravegheze zona, să li se explice că nu-i voie sau că acolo nu-i bine să mai fie depozitat, indicându-ne în același timp și locul unde ar putea să depoziteze, că e clar, la oameni spui, nu poți să arunci aici, zice, aici am aruncat de o viață, credeți-mă, de multe ori am întâlnit că nu spus, dar noi aici aruncăm de o viață, pe malul apei sau pe ala. Dom'le, e imposibil, nu-i voie, punem la dispoziție sau municipalitatea pune la dispoziție, punctul ăla, ăla, ăla. Și majoritatea, să știți că au înțeles. Vreau să vă întreb de momentul iminent al închiderii rampei, nu doar că se închide, trebuie și ecologizată. Ce mai știți? Când se va face? Cu ce bani? Închiderea rampei de depozitare la Câmpiatul și toate rampele din județ, am participat la mai multe ședințe, știu că în anul 2014 este prevăzut să fie închise ecologic. Banii sunt dintr-un proiect, o asociație de dezvoltare intracomunitară ecometropolitană la Cluj, se numește, și banii provin de la Comunitatea Europeană, finanțare nerambursabilă. Așteptăm cu nerăbdare să vină, să se stabilească constructorul care va închide punctul ăsta, că și pentru noi atunci va fi mult mai bine. Noi avem acolo un punct de lucru de sortare și presare a deșeurilor reciclabile. Este o stație, mai bine zis, care va rămâne funcțională și în cadrul proiectului ecometropolitan. Și vă dați seama că, în primul rând, ar fi curățenia, nemai fiind rampa, deschisă, unde vântul poate să poarte anumite materiale ușoare, folii, hârtii și așa mai departe. Acea rampă nu procesează și gunoi deja aflat în rampă, nu? Nu. Deci pentru un menager depozitat în rampă, proiectul care vine și spune, se închide, se acoperă cu pământ. Acum, tehnologic vorbind, nu aș putea să spun exact forma prin care, dar știu că vor fi colectare de levigat, care înseamnă tot ce înseamnă apa, care acolo murdare, intră în stații de selectoare, în foste septice selectoare, după care vin dusele mai neutralizat, iarăși, efectiv, gazele se montează niște captatoare care dă în atmosferă și respectiva se dă o formă. Este un proiect prevăzut cum, după care se acoperă cu pământ. În momentul acesta, dacă treci chiar și pe drumul național din apropiere, se simte un miros foarte puternic spre rampa, așa că acest moment al închiderii este binevenit. Da, să știți că este binevenit. În anul 2012 ne-am confruntat cu foarte multe focare la rampă, gazele care le emană și tot absolut la cea mai mică, chiar vara și în cauza sticlelor sau mai știu eu ce, lumea se fac cea autoaprindere. Deci este un fenomen întâlnit la toate stațiile de transfer. Din anul 2012, când am venit la conducerea societății, una dintre măsuri a fost ca tot pământul de pe raza orașului, escavă și mai departe, să-l preluăm gratis la rampa noastră de deșeuri, pentru a putea veni interveni rapid în cazul când mai apar focar este. Pot să vă spun că la nivelul anului 2013 nu am avut niciun focar și n-am avut nici cea mai mică problemă cu foc la rampa de gunoi menajer de la Câmpiatul Zi. Domnule director, dacă dumneavoastră mai aveți ceva de transmis clienților dumneavoastră prin intermediul nostru, pentru că eu mi-am cam epuizat întrebările referitor la 2014 sau nu v-am întrebat eu și doriți să...
Da, deci eu încă o dată aș vrea să repet, referitor la colectarea selectivă, să cer sprijinul sau am rugămintea spre cetățenii orașului Câmpia Tuzii și cetățenii comunilor pe care noi le deservim. S-au instalat puncte chiar și la Vișoara, Luna, Frata, cu toate satele Ploscoș, s-au instalat puncte de colectare selectivă, au investit primăriile, am investit și noi în acele puncte și am venit cu rugămintea să știu, să vină și cetățenii sprijinul nostru și să colecteze cât mai selectiv și să înțeleagă că actualele prețuri le vom putea menține doar cu condiția să colectăm selectiv. Dacă colectăm selectiv, putem să avem niște venituri, eu zic că substanțiale, din valorificarea deșeurilor reciclabile și așa să nu creștem tarifele spre populație. Eu vă spun că am văzut în foarte multe localități creșteri masive de prețuri din cauza că nu aveau venituri și efectiv nu pot funcționa. Dacă ce nu... este viitor? Colectarea selectivă? Colectarea selectivă, eu vă spun că la o conferință care am participat cu companiile germane, ei spuneau că au capacitatea de producție să recicleze tot ce înseamnă gunoi menajer în Europa, deci numai Germania, și că standardul în Germania este 70% la ora actuală atins. Deci, din tot ce intră în gunoi menajer, 70% se reciclează. Probabil că restul de 30% sunt români, turci. Nu știu dacă putea să spună, asta nu să fie ca și glumă. N-aș putea să spună treaba asta, dar tendința la nivel european și la un stat civilizat este de a se crește gradul de reciclare a gunoiului. Domnule director, vă mulțumesc pentru că ne-ați primit în biroul dumneavoastră super nou. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie în emisiunile noastre și vă dorim spor la muncă pe 2014. Și eu vă mulțumesc, sunteți bineveniți în fiecare zi și oricând avem ceva de clarificat, eu vă aștept cu cea mai mare plăcere. Cetățenii din Câmpia Tuzii, la fel, vrem să-i anunțăm că cu data de 6 ianuarie, caseria unității este doar pe strada parcului, lângă piața centrală din Câmpia Tuzii și că încasatorii de teren care vor merge în continuare își vor face datoria și vor trece pe la dânsii. Dar aș vrea să subliniez că caseria unității este din data de 6 ianuarie pe strada parcului 16B. Și doar aici vom încasa pentru doritori. Mulțumim frumos pentru aceste informații. Stimați telespectatori, la revedere!